Salut! Astăzi am revenit cu episodul 2 din Prime Podcast, din nou cu Mădălin Dănălache și vom începe să răspundem la întrebările voastre care le-ați lăsat fie în comentarii pe YouTube, fie pe social media. Și gata, începem. Ce faci, Mădălin? Salut, Marius! Uite, toate bune! Ia zi, aș da? Aștepta. Intrăm. Prima întrebare. Nu te-am auzit prea bine. Am zis, tu ce faci? Bine, tocmai am terminat planurile pentru sportivi astăzi, duminică. Avem câțiva sportivi pentru Olimpia Amator, 12, și abia aștept să-i văd în formă, maxim. Bravo. Începem cu prima întrebare. Hai să vedem. Asta vine de pe un comentariu de pe YouTube la primul podcast. Ajută o doză minimă de SSRI pentru o persoană activă cu job, sală, familie, stres de zi cu zi. Este adevărat că degeaba ai serotonină dacă este recaptată foarte rapid. În cazul de față, 5-HTP și alte suplimente cu triptofan sunt luate cam degeaba. Asta legat de ce am vorbit în primul neurotransmitor. Podcast, ca să zic așa. Ok. Eu nu sunt medic și nu sunt în măsură să recomand așa ceva. De asta cea mai bună recomandare este să se meargă la un psihiatru unde acolo se poate face o recomandare corectă sau de mers la un psiholog și văzut poate este o altă problemă. Adică s-ar putea să fie un deficit de dopamină, prea multă muncă, prea multă oboseală, prea multă dietă, prea mult antrenament. Nu avem multe detalii, adică stresul în general creează o depleție de dopamină și oamenii se simt anxioși și depresivi. Da? Deci, răspunsul, nu pot să răspund o întrebare, să dau un răspuns concret, da sau nu, pentru că ține de alți factori și cel mai bine, dacă a fost, eu știu, un medicament anxios pentru ansietate, pentru depresie, cel mai bine să consulte un medic. Da, deci de multe ori stările de oboseală vin din depleția de dopamină. Tot stres creează deplecție de dopamină și de aici degeaba ai o cantitate mare de serotonină. Ce este foarte important de înțeles este că fiecare persoană are balanța lui de neurotransmisători, adică are o anumită zonă unde se simte cel mai bine și cel mai performant. Factorii de stres, de la antrenament, dietă, probleme acasă, la muncă, în trafic, vin și creează și rup această balanță. Da? Și în momentul în care ai mai mult dintr-una, da, starea se schimbă. Da? Adică nu este niciodată doar unul singur, să zic de bine, da? Care afectează. Da, deci să lămurim mai pe scurt, întrebarea era despre o posibilă medicamentație care să inhibe serotonina și recomandarea a fost cel mai bine pentru un consult la medic specialist specializat pe domeniul acesta. Da. Întrebarea numărul 2, tot dintr-un comentariu pe YouTube, să lămurim un pic mai mult subiectul glicemiei, cum apare scăderea ei și cum evităm asta. Acum completez eu un pic întrebarea. Uite, eu am observat cu sportivii mei, cât ne apropiem mai mult de concurs, cu cât procentul de grăsime scade mai mult, chiar și în zilele de refeed, pentru că nu au grăsime suficientă zilele de refeed, deși au funcționat foarte bine în prima fază a pregătirii, când procentul de grăsime era mult mai mare decât acum. Pe vreme ce procentul de grăsime scade și zilele de refeed nu mai funcționează la fel și sunt obligat oarecum să mai adaug grăsimi pentru, și aici intervii tu, explică tu mai multe legat okay. de asta. În momentul în care stai low carb și apoi vii cu o cantitate mare de refeed, da,
În prima fază, adică să zic prima zi, enzima care ajută la conversia de glicogen nu mai este atât de bună și de asta se întâmplă că în prima zi de încărcare, când ai sau refeed, când faci vii cu carbon mult, eu știu, de 3 ori sau de 4 ori mai mult, în chiar și de 2 ori și jumătate, prima zi sensibilitatea la insulină nu mai este, chiar dacă e procemii de grăsime, atât de bună și se recomandă să vii o încărcare mai lentă, adică să faci ziua 1 și apoi poate ziua 2 să încarci în funcție de corespunde fiecare. Da, deci asta din cauza aportului de carbo redus, practic organismul se adaptează și de acolo în refeed răspunsul nu mai este același și vezi că reții apă sau că te simți moale sau că dai în hipoglicemia, că nu te folosești de carbo. Glicemia acum depinde de, așa cum ai spus și tu, odată ține în primul și în primul rând de sensibilitatea la insulina fiecare individ în parte, doi de procentul de grăsime, frecvența, volumul de antrenament și tipul de carbo consumați, din punctul meu de vedere. Cum reduci formele de hipoglicemie? Păi, în primul și în primul rând, un aport de fibre și eu aș recomanda tot timpul să se înceapă cu salată sau legume, de ce punând fibrele în primă fază. Da, fibrele ajută și încetinesc la asimilarea de nutrienți. Asta și cum, la începutul mesei te referi? Da, la începutul mesei și proteină. De ce? Pentru că și proteina vine și reglează foarte bine glicemia și apoi carbo spre final. Adică mănânci o salată înainte, încep cu proteina și la jumătate, să zic, cât ai 150 de grame de carne, dau un exemplu, până în jumătate și apoi poți să începi ușor, ușor să pui și carb. Și astfel, graficul nu o să mai fie sus-jos, ce mi-a să menține constant. Plus, adaos de grăsimi. Mie tot timpul îmi place să adaug în funcție de greutate, 10-15 grame de grăsimi, în funcție de ce tip de carne are. Deci, fibre înainte, adică o salată sau legumele mâncate prima dată, aportul de carne, 10-15 grame în funcție de greutate, uneori poate mai mult, la ce kilograme mai multe, va menține foarte bine glicemia constantă. Acum, din nou, depinde de fiecare individ în parte. Eu dacă mănânc peste 50 de grame de carbo la masă, în 2 ore, dau un hipoglicemie, indiferent de ce aș face. Bun, o mică paranteză aici, tot un pic intervine cu subiectivitatea. Cum facem că în zile de refit, deși ne dorim o cantitate mare de carbohidrați, acum, uite, ceva, nu pot zic nou, dar un pic în mintea mea intervine o contradicție, să adaug și fibre în ziua de high carb. Adică asta eu încercam față de zile de low carb să le reduc la jumate sau mai pe finalul zilei. Aici pentru mine nu aveam tot timpul ezitarea să adaug și fibre tocmai pentru stările de balonare și așa mai departe. Da, asta ține foarte mult de biofeedback-ul fiecare, adică când știi că sportivul sau clientul cu care lucrezi poate să tolereze fibrele, da? Sau un aport de fibre 5-7 pe masă, nu are probleme de balonare, este o variantă foarte bună în cazul ăsta, însă foarte mulți, mai ales dacă ai, nu știu, peste 500-700 de grame de carbo, deja se acumulează o cantitate mare de mâncare plus fibre și apare acea balonare. E cam așa arată zilele de high carb. Da, un alt lucru foarte important, de 800 de kilograme, să zic așa. Mai ales pe final de pregătire, când corpul este stresat, da? Secreția de cortizol este constant ridicat, da? Digestia nu mai funcționează atât de optim. Aici, din experiență, unii sportivi am văzut că răspund foarte bine în ziua de refeed, în ziua de pauză, alții în ziua de aia, eu știu, picioare, un antrenament mai greu, picioare, umeri sau grupă deficitară. Da? Da.
Și e o chestie care ține, din punctul meu de vedere, tot din structura de personalitate și felul în care răspunde fiecare la stres. Eu personal, acum vorbesc subiectiv, răspund mai bine în refit în ziua de pauză decât în ziua de antrenament. Da? De ce? În ziua de pauză, când organismul este atât de stresat, cortizolul este atât de ridicat, sistemul digestiv este mult mai bine pregătit pentru a digera decât în ziua când cortizolul este super ridicat. Da? Poate fi și asta un factor. Da, uite, deși sunt conștient că și eu aș răspunde mai bine în ziua de pauză pentru un refeed, pur și simplu mental zic vreau să merg la sală, să consum carbo ăștia mulți. Asta... Cred că în culturism este, nu știu, tot timpul rațiunea și frica că ok, am mâncat mulți carbo, asta este o frică destul de comună. Da, și stau acasă, ce fac? Da, exact, da. Dar hai să fim serioși că dacă ai mâncat carbo aceste de zi, tu nu ai ca și cum ai băga 500 de lei în buzunar și poți să faci ce vrei. Ei trebuie să intre prin sistem. Adică știm foarte bine că... Dacă mănânci carbo cu 24-48 de ore înainte de un antrenament, atunci vine pump-ul mai bun decât dacă ai mâncat în ziua respectivă. Da. Dacă nu ai resurse de glicogen, dacă nu sunt full, degeaba ai mâncat azi 700 de grame de carbo, că tu n-ai beneficiat acum de ei cu tot. Da? Da. De asta uneori, în funcție de la persoană la persoană, refeed-ul, din punctul meu de vedere, este făcut astfel încât cu miel se simte mai bine. Din nou, nu cred că același plan atinge nevoile tuturor, ci totul este în funcție de biofeedback și de structura de personalitate. Bun, și aici mai adaug eu încă o chestie. Ok, vorbim de adăugarea unei surse de grăsimi, cum ai zis, între 10 și 15 grame la masa respectivă, la una din mesele de refit sau chiar la toate. Eu ziceam undeva la 5 și 10 grame. Acum vreau să înlămurești o mai veche frică de-a mea când făceam și structuram dietele și inclusiv pentru mine și pentru sportivi. Cum vine cu... Bine, și încă multă lume mai crede încă asupra aspectului ăsta. Cum vine când combinăm carbo și grăsim la masa respectivă? Pentru că mulți zic foarte simplu și asta era, cred că într-o grămadă de articole pe Flex Magazine când începeam eu să fac sală, de la carbo se mărește nivelul de insulină, insulina va transporta acizi grași și aminoacizi în sânge și automat când transportă acizi grași se întâmplă ce se întâmplă, acumulăm țesut adipos și așa mai departe. Okay. Acum, ok, dacă suntem în deficit, asta cam priceput lumea, dar practic ce se întâmplă? Bun. Așa cum am spus mai devreme, în momentul în care mănânci fibrele, să zic salată sau legume, ce ai la masa respectivă, da? Proteina înainte, care de multe ori conține și grăsime peste, da? Pancreasul, în momentul în care se sesizează prezența grăsimii, nu mai secretă o cantitate atât de mare de insulină. Da? De ce? Pentru că el prinde grăsime acolo, da? Fibre plus proteină plus grăsimi vine și reglează aportul de carbo și menține glicemia constant. Da? Acum, dacă vorbim de un refeed unde ai 70 de grame de carbo, să zic, și ai 10-15 grame de grăsimi per total, da? Vorbim per total, adică să zic că mai ai, nu știu, 5 grame din pieptul de pui și mai ai încă 10 grame, da? Acea grăsime nu face altceva decât să ajute efectiv la digestie, pentru că grăsimea acționează ca un tampon și ajută sistemul digestiv. Da? Sunt și persoane care nu răspund bine la grăsime și preferă proteină slabă în general, însă majoritatea din experiență, majoritatea persoanelor pentru a menține glicemia constantă și pentru asimilare bună, au nevoie de 10-15, poate 20 de grame de grăsime pe masă. Și aici o problemă destul de frecventă cu care cred că foarte mult se confruntă, shake-urile proteice, care sunt luate doar efectiv shake proteic. Da? Da, fără grăsime adăugată. Da, Eric Serrano spune așa, băi, în natură nu găsești o formă de proteină fără grăsime. Da, exact. El de-aia tot timpul recomanda chiar dacă e shake proteic, adaugă grăsime și vezi că nu mai apare balonar. Dar spunea că foarte mulți culturiști
a tratat de problema asta. Într-adevăr, și eu am sesizat și fac asta de 5 ani, dar la fiecare shake protein, chiar dacă este după antrenament, așa cum spuneam că dau repede în hipo și am nevoie să rămân concentrat câteva, încă 6-7 ore după antrenament, prefer să pun proteină cu grăsim. Da. Uite, și am început nu chiar de foarte mulți ani, dar cam de un an, doi, am început să fac refeed-uri cu din ce în ce mai, adică cu grăsime, înainte nu făceam deloc, chiar reduceam intenționat și vedeam că nu sunt chiar eficiente și, uite, chiar și cu shake-urile proteice, tot timpul am adăugat fie unt de cocos, fie și a sursă de unt de migdale la fiecare shake. Da. Trecem la următoarea întrebare. Vreau să subliniem un lucru, că ceea ce discutăm vorbim din odată pură experiență de atâția ani, atâtea păreri ale profesioniștilor și un lucru este clar că unora le merge așa, poate 70%, în schimb ce alții au nevoie 15% mai mult, 15% mai puțin. Adică cel mai bine este așa, ok, mergi, încearcă prima dată, cum setezi treaba asta? Vezi cum răspunzi la, nu știu, refeed fără grăsime, vezi dacă dai în hipot, vezi dacă te balonează, adaugă 5 grame de grăsime, următorul refeed pe masă, vezi cum te simți. Dacă te simți mai energic, mai bine, nu apare senzația de balonare, scaunul este regulat, dar ai găsit ce funcționează pentru tine. Dacă nu merge, mai crește încă 10 grame și vezi cum te simți. Da? Acum, la refeed, când vine vorba de asta, în special când ești în pregătire, de multe ori o problemă des întâlnită este mâncatul foarte, foarte rapid. Și în momentul în care tu nu digeri și nu faci mâncarea, da? Atunci apar probleme. Da? Adică tu, când înghiți mâncarea, se întâmplă de multe ori când ești înfometat, asta e o altă problemă. Da? Mai ales când primești ziua de refeed, ești grăbit să mănânci, să... cu ghilimele te bucuri, dar nu reușești să te bucuri. Exact. Deci masticație, fibre, proteină, găsim și apoi card. Bun. Următorul subiect, vreau să vorbim un pic despre dieta flexibilă sau așa numită iFit Fit Your Macros. N-am fost niciodată împotriva acestei abordări, dar uite, eu structurez dietele tot timpul și încerc să elimin când fac dietele pentru persoane care participă la competiții sau un aliment care e dominant la toate cele trei, toți cei trei macronutrienți. Pentru că mi-e foarte greu să ajustez, adică dacă vreau să reduc din carbo, reduc din alimentul ăsta, automat scad și din grăsime și din proteine și de asta le fac și le organizez cu alimente care sunt fie proteice și mai au și o sursă de grăsimi, fie cu carbo, care le consider carbo, nu mai au considerare și proteina și așa mai departe, cum ar fi ovăzul. Ai înțeles ideea. Cum vezi tu situația asta? Și de asemenea și la procese chimice ce se întâmplă în momentul când, cum vorbeam noi, uite, înainte de antrenament, noi mâncăm vită pentru componența de tirozină care ne setează nivelele de dopamină pentru antrenament. E același lucru când mâncăm, sau cel puțin la un grup de indivizi, când mănâncă vită înainte de antrenament sau mănâncă whey cu unt de arahide și cu gem, să zicem. Cum vezi situația asta? Bun, foarte bună întrebarea. Ok, eu cred așa, că cea mai bună dietă este cea pe care o poți ține cu drag și unde poți să fii constant cât mai mult. Da. Sunt persoane care au nevoie să se bucure, da, și să vină cu un aport de, eu știu, prăjituri proteice sau diferite alimente, combinații care să atingă aportul de macronutrienți și nu cred că este nimic în neregulă cu asta. De ce? Pentru ei? Pentru că funcționează pentru ei. Da? De multe ori le spun clienților mei, cred că dacă te pun să mănânci piept de pui cu salată, care este clasic, da? Poate fi mai eficient decât dacă alegi o dietă flexibilă pe care poți să o ții 12 săptămâni sau pieptul meu de pui cu salată decât 2 săptămâni. Nu.
Dieta funcționează pentru o dietă flexibilă pentru că poate fi sustenabilă și poate să fie ținut o perioadă lungă de timp și să te bucuri de asta. Dar aici intervine din nou tipul de structură de personalitate unde sunt persoane care răspund foarte, foarte bine la i-ai dat să mănânce ceva foarte strict și răspunde acolo. Sunt oameni care sunt foarte flexibili și sunt oameni care nu vor să audă de dietă. Da? Ok. Din punctul ăsta de vedere, repet, dacă ți se potrivește și poți să fii constant și să fie de durată, cu siguranță este mai bună decât o dietă clasică de, din bodybuilding, da, unde noi punem accent, să zic, pe alimente, să zic așa, basic, da, cum ai zis, unde de multe ori sunt și mai ușor de ajustat și simplu, da. Din punctul meu de vedere, dieta flexibilă este, poate fi o soluție, mai ales când faci recreațional și nu numai. Sunt o grămadă de sportivi care fac asta și în competiții, da? Însă, cred că ține foarte mult de răspunsul inflamator al fiecarei persoane la, la mâncare. Adică, eu personal sunt foarte sensibil la și asta o să explici un pic, răspunsul inflamator. Ok, răspunsul inflamator... Asta priceapă toată lumea. Răspunsul inflamator la ceea ce mâncăm se referă la cum răspunde corpul nostru în momentul în care ai mâncat pâine, să zic, da? Sau piept de pui, sau, nu știu, porc, sau afine, sau așa mai departe. Știi foarte bine de mult. Dacă eu recomand un test de intoleranță și de alergen la aliment, da? Pentru că mai ales în culturism când se ține un aport de macronutrienți, se pune accent doar pe macronutrienți, de multe ori se consumă același aliment și corpul ajunge la intoleranță 100%. Chiar dacă îți faci un test, ajungi tot timpul la intoleranță. De ce? Noi avem nevoie de o gamă cât mai variată. Da? Răspunsul inflamator înseamnă că fiecare persoană în parte răspunde mai bine sau mai puțin bine la un anumit aliment. Da? De aici apar stări de balonare, diaree, constipație, malabsorție și așa mai departe. Da? Adică sistemul nu funcționează. Degeaba mănânci piept de pui, să zic, cu broccoli dacă te balonează și nu poți să asimilezi. Și mergi și faci un test de intoleranță și vezi că ești intolerant la pui sau la broccoli. Da? Aici, din nou, în funcție de biofeedback, când urmărești, ok, cum te simți după masă, da? Urmărești răspunsul, dacă te simți bine, nu te balonezi, nu creează disconfort, este pentru tine. Și cred că foarte important când vrei să rezolvi, din experiență, 98% din persoane au problemă cu balonarea. Da, tu știi foarte bine, mai ales în cazul sportivilor. Aici, când ai un mix de prea multe alimente, este foarte greu să identifici care aliment produce disconfort. De-aia când ai două alimente sau trei alimente, știi foarte clar. Băi, ok, m-am balonat de la ăla și vezi de la ce și câtă cantitate poți să tolerezi. Da, deci dieta flexibilă poate fi un instrument și cred că este un instrument folosit bine în funcție de ce obiectiv ai și de răspunsul inflamator, poate potrivi pentru persoanele care o pot ține. Bun, și acum un pic legat tot la subiectul ăsta de micronutrienți, adică, uite, eu nu prioritizez, vreau tot timpul să am o dietă care să-mi aducă aport cât mai bogat de macronutrienți, dar și de micronutrienți. De asta, în ultima vreme, am încercat să introduc unele alimente, pe cum specla roșie, ghimbir la une mese, miere organică și așa mai departe, somon sălbatic, chiar dacă multă lume nu le place gustul. Cum vezi tu, long term, acum nu mai vorbim neapărat de o dietă sau cu un scop 12 săptămâni să facem o recompoziție corporală, fie pentru competiție, fie așa de zi cu zi. Cum vezi tu, long term, alegerea alimentelor ăstora versus aceiași macronutrienți din, uite, putem să mâncăm, dăm un exemplu,
ceva mic procesat, cu un pic de pâine, cu un pic de cașcaval low, că există cașcaval low fat. La o masă putem să scoatem echivalentul la macronutrienți cu o masă, cu alimentele care eu le consider mai sănătoase din punct de vedere al beneficiilor micronutrienților. Long term, cum vezi tu situația asta? Ok, cred că o perioadă lungă de timp, dieta clasică din bodybuilding, mai vorbim de performanță, cred că trebuie să facem diferența între performanță, da, și sport făcut recreațional, da, adică culturism recreațional, care înseamnă, băi, o persoană care vrea să arate bine, să fie sănătoasă și așa mai departe. Da. Cred că orice dietă de competiție este restrictivă, se pune accent foarte mare pe macronutrienți și se uită de multe ori de micronutrienți. Da, asta cred că e o mare problemă. De-aia, dieta flexibilă poate veni aici cu un plus față de dieta clasică, unde ai o gamă mult mai variată de nutrienți, da? De micronutrienți, mai exact. Da? Da. Adică, cel puțin din punct de vedere psihologic, dar și fiziologic, da? Cred că o dietă cât mai variată, da? Ținând cont de macronutrienți și alimente cât mai neprocesate ajută foarte mult la reducerea stresului oxidativ și la întărirea sistemului imunitar și la o viață calitativă și mai lungă. Studiile tot timpul, mai ales în ultima perioadă, tot studiază treaba asta și stresul oxidativ este principalul factor care duce la îmbătrânirea prematură. Dar e și inclusiv mâncarea care e plină de insecticide, pesticide, conservanți, o cantitate foarte mare de îndulcitori, da? Inclusiv sunt persoane care răspund negativ, eu sunt una dintre acele persoane. La îndulcitori. Da. Și legat de subiectul ăsta, ce mai putem dezvolta? Legat de îndulcitori? Da. Din nou, cred că este vorba, sunt foarte multe studii care au demonstrat că îndulcitorii nu afectează flora intestinală, că nu afectează nimic. Sunt studii care demonstrează că afectează tractul intestinal din ce în ce mai multe. Încă este așa acum zile pe care... Foarte recent am văzut un studiu despre aspartam. Bine, deși nu trebuie să-l amintesc aici, pentru că câteva suplimente de la Prime sunt cu aspartam, dar am văzut acum recent un studiu care a confirmat că oarecum poate fi cancerigen în timp. Mm-hmm. Foarte multe arome. Și acum câțiva ani erau nenumăroase care arătau că nu are nicio legătură și nu se poate întâmpla nimic. Ok, cred că acum și o mare parte din studii au, e părerea mea, da? Au un rol de marketing. Da? Hai să ne amintim de Muscle Tech, de așa, unde spunea, ok, studiu 10 săptămâni, 12 săptămâni, câți nu au luat Muscle Tech și așa mai departe. Și, da? Și problema cu studiile, cu cele mai multe dintre studii, din punctul meu de vedere, este că sunt făcute, nu sunt făcute pe sportivi, că din nou trebuie să fim foarte coerenți. Da? Pentru ce categorie? Da? Dacă vorbim de aminoacizi, pentru sportivi de performanță, cred că poate fi util. Dacă mă întreb pentru un începător, nu cred că face mare lucru dacă tu aduci un aport de proteină din alimentație. Da? Adică, da? Când vine vorba de studii, nu știu câte studii se fac pe sportivi de performanță, da? Și câte se fac pe un număr de oameni luați aleatorii, unde nu știi ce deficiențe de minerale, de vitamine, de hormonale. Da? N-are cum, adică nu ai cum când pui același lucru la o persoană, același antrenament sau aceeași dietă, la un număr, nu știu, de 500.000 de persoane și nu ții cont de alți factori, nu, din punctul meu de vedere nu poți să compensezi. Da, de-aia de multe ori noi sportivii avem bro science, da? Unde de multe ori nu poți să explici că n-ai un studiu în spate, sunt multe, însă ele clar funcționează. Da. Da. Clar funcționează. Adică aici cred că o să mai treacă ceva ani până o să fie această luptă. Acum am văzut mai nou
E un război online de ultimii 2 ani pe hipertrofie care demonstrează câte repetări, ce înseamnă epuizare, tot. Și cred că lumea din ce în ce vrea să să iasă în evidență, să... Cu ceva nou. Exact, da. Bun. Da. Tot un mini subiect, tot la subiectul principal de aici, hai să vorbim un pic despre... Între noi, culturiști, avem tendința când organizăm o dietă, uite, știm că avem 300 de grame de proteine de pus, 500 de grame de carbohidrați de pus, 100 de grame de grăsimi. Spre exemplu, la proteină să nu luăm în calcul când, deci setăm prima dată totalul, 300 de grame de proteină, și când ne organizăm mesele, piept de pui, ouă, albușuri, whey protein și așa mai departe, să nu luăm în considerare proteinele din ovăz, de exemplu, sau din alte surse predominant cu carbohidrați. Cum vezi tu părerea legată de subiectul ăsta? Personal, recomand și calculez aportul de proteină doar din proteină animală. Restul, tot ce vine din pâine, ovăz, eu știu, mazăre, orez și așa mai departe. Eu personal nu iau în calcul, da? Iau în calcul proteina animală, astea sunt recomandările, așa. Sunt și proteinele din nuci, din tot ce mai vin, din unturi, toate alea, de exemplu, dacă un începător le pune în MyFitnessPal, zice, mi-ai dat 400 grame de proteină sau 300 de grame și eu am vrut să-i pun 220. Din punctul meu de vedere, problema cu aceste aplicații creează o dependență de aceste aplicații și creează overthinking, adică gândi tu stat și calculezi, ceea ce este total nesănătos. Da, de ce? Pentru că în momentul în care deja stai, ok, câte calorii am mâncat și pui totul acolo, da, nu merge. Știm, am trecut prin asta. Da? Nu merge. Te pui singur într-o poziție de stres, apare frustrarea, apare iritarea, apare depresia 100%. Da? Astea sunt probleme care de unde apar din cauza anxietății, special, dar fricat că ok, nu-mi iau mai mult, că mă îngraș și așa mai departe. Este clar. Este clar. Corpul, tu poți, chiar dacă mănânci în aceea zi, să zic 2300 de calorii, el nu are niciodată nevoie constant în fiecare zi doar de 2300 de calorii. Da? El are nevoie uneori mai mult, alteori mai puțin. Adică, oricum nu contează și nu este relevant. Pentru noi, când respectăm un anumit aport de calorii, îl respectăm ca să avem un grafic, să avem repere și să știm unde. Însă, nu cred că poate să spună cineva exact, ai nevoie astăzi de X grame de proteină, X grame de calorii să fii în grafic. Nu, noi ținem un anumit aport, să rămânem acolo. De ce? Pentru că organismul ăsta știe să se facă tot timpul. Se adaptează, da? Și în momentul în care tu respecti planul, indiferent cine ți-l scrie, corpul răspunde de acolo. De-aia de multe ori spun, ok, orice plan făcut de oricine, dacă îl respecti, cu siguranță vei vedea rezultate, da? Nu vorbim de înalta performanță, da? Că acolo ai nevoie de lucruri mai în detaliu. Însă cred că dacă persoana a respectat orice plan, se adaptează la fiecare plan. Da. Deci eu personal nu iau în calcul proteinele vegetale sau din alte surse. Mi se pare că nu le consider esențiale din cunoștințele pe care eu le am și prefer să iau în calcul proteina animală. Asta este motivul pentru care personal prefer. Și acum mi-a venit un pic ceva în minte. Uite, ce am văzut foarte comun la dieta flexibilă sau Eat Fit Fit Your Macros, ok, toată lumea stă cu aplicația în mână, trebuie să am atâtea grame de proteină, carbohidrați găsim la finalul zilei, se întâmplă în ziua respectivă să ai un eveniment, nu știu, stai în trafic mai mult, se întâmplă, ajungi seara acasă, este ora 23, ți-e somn, e aplicația în mână, vai de mine, mai am de mâncat 100 de grame de proteină, 170 de grame de carbo, 40 de grame de fat. Și ce surse am prin casă? Păi, toate ce le am, nu contează, le arunc aici, să-mi fac totalurile, le și notez în telefon,
stau noapte la 11 și îmi scriu în telefon toate alimentele, ci și asta mi se pare foarte ciudat. Și gata, mă pun liniștit la somn că mi-am atins macronutrienții pe ziua respectivă și stau foarte, foarte liniștit că am făcut tot ce e bine din punct de vedere al nutriției pe ziua de astăzi. Ok. Așa cum ai spus, stau foarte bine liniștit. Nevoia este, din punctul meu de vedere, mai mult emoțională, adică psihologică decât fiziologică. Da? Și de asta spun, cel mai bun tip de antrenament este ăla pe care poți să-l ții cu plăcere, cea mai bună dietă este aia pe care poți să o ții. Da? De ce? Pentru că, în realitate, cu toții ne simțim acolo în siguranță, da? Și nu se creează un conflict intern. Ok, nu apare sentimentul de vinovăție că am făcut, că n-am făcut și așa mai departe. E pur, din punctul meu de vedere, emoțional vorba. Adică ok, asta am înțeles. Dar, din punct de vedere al... Poftim? Fiziologic? Care a spus fiziologic? Da, dar, ce se întâmplă? Da, ok. Uite, am aici... portocale, banane, mi-au carbohidrații toți, 150 din fructele astea ce le am aici, grăsimi, adaug ce mai am, ulei de măsline și ca sursă de proteină am, nu știu, nu am vine acum ce am întrebarea. Vrei să din spun punctul ăsta de vedere. Ok, deci întrebarea este, ok, dacă ței, să zic, aportul pe întreaga zi e același lucru față de cum noi am structurat un plan cu proteină, carbohidrat și grăsimi, aia vrei să fie întrebarea? Da. Ok. Aia contează aportul calorii sau contează și calitatea mâncării? Așa cum am zis, fiecare nu-mi place să folosesc calitatea mâncării, termenul ăsta, că oricum mâncarea știi cum e la noi, cu se întrebări aproape toată. Că nu ne luăm nimic organic de la țară sau așa. Mă rog, că ai înțeles. Bun. Cred că fiecare aliment vine cu o consecință și un impact asupra organismului. Secreție, insulină și așa mai departe. Da? Când vine vorba de aspectul ăsta, aici nu sunt de acord că o calorie este o calorie. Da? Adică o calorie luată din 400 de calorii luate din proteină nu au niciodată același impact ca 400 de calorii luate din carbohidrați sau din grăsimi. Da? Apare efectul termic, unde se folosesc efectiv calorii, felul în care se secretă insulina și mai departe. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, legat de dieta flexibilă, cred că cineva cu sensibilitate bună la insulină poate să o țină bine și care îi face plăcere, e constant, însă din punctul ăsta de vedere, da, nu cred că vine cu un răspuns fiziologic chiar atât de bun. Asta este părerea. Următoarea întrebare, ca asta cam am numărit-o pe toate părțile. Să zicem și ca ultimul subiect din podcastul ăsta. Ce trebuie să conțină un test booster bun? Sau mai pe scurt, cu ce suplimente ne putem mări secreția de testosteron, luând în calcul că nu am folosit absolut nicio medicamentație niciodată, pur și simplu vrem să ne îmbunătățim viața și energia overall și performanța în sală. Până la supliment, a spune că înainte de toate e nevoie de un plan bun de antrenament, odihnă și plan nutrițional, pentru că de cele mai multe ori problema este în alimentație. Oamenii nu au suficientă grăsime, aici mă refer și la bărbați și mai ales la femei, nu au suficientă grăsime, de unde apare disfuncții hormonale, adică secreție mică de testo, aportul total de calorii, din nou, care contează foarte, foarte mult. În momentul în care mâncarea, dieta este pusă la punct, antrenamentul este corect structurat pentru abilitatea fiecăruia de a se recupera, ca și suplimente aș vedea esențiale D3-ul, magneziu, borul, zincul, tonga talii, care merge foarte bine, poate dim ceva în funcție de secreția de estrogen a fiecăruia, depinde în funcție de analiza pe care o are. No.
Dim, și în cazul în care estradiolul, estrogenul este în limite normale? Nu, dacă este în limite normale, niciun caz. Însă, la supraponderal, din ce am testat natural, tot timpul estrogenul este ridicat. Da, de asta, ideal este ca testosteronul liber, în special, să fie cât mai mult și să reduce estrogenul, ca răspunsul să fie foarte, foarte bun. Deci, plan de antrenament, dietă, somn, da? Și de acolo D3, magneziu, bor, seleniu, zinc, vitamina C, alfa-lipoic acid, longatalii, pot fi multe, multe puse. Bine, acum ai mai adăugat și seleniu după zinc și bor. Noi o să punem, o să facem, în scurt timp, o să facem un test booster complet cu de toate, care să atingă atât vitamine cât și extracte din alte plante. Va veni. Bun. Mă bucur să aud asta. Deci, cam atât pentru episodul 2. Nu uitați să ne lăsați întrebările voastre pentru următorul episod în comentarii și ne vedem data viitoare. Salut!